Bună tuturor! Bine ați venit sau ați revenit pe Ascult și Citesc și în 2023! Eu sunt Loredana și vă urez din tot sufletul la mulți ani un an nou fericit, plin de lecturi pe gustul nostru, pentru că presimt eu că anul ăsta o să fie un an bun din punct de vedere al cititului și vreau să vă transmit și vouă energia asta mea pozitivă. Pentru că 2022 pentru mine n-a fost un an excepțional din punct de vedere al cititului. Sigur, a fost unul foarte bun. Am citit 56 de cărți, comparativ cu 2021, unde am citit 100 de cărți. Zic eu că a fost un an mai slab. Însă, așa cum îmi arată mie Goodreads, diferența numărului de pagini nu este atât de mare. În 2021, deci când am citit 100 de cărți, au fost 24.000 de pagini. În 2022, cu 56 de cărți, au fost 20.000 de pagini. Deci diferența de 4.000 de pagini nu e una extrem de mare. Așadar, cumva numărul nu prea contează. Însă, psihologic vorbind, așa cum spuneam și anul trecut, pe mine mă ajută să îmi pun un anumit număr de cărți pe care să îl citesc în anul respectiv. Mi-am propus pentru 2023 80 de cărți. Am scăzut, ce-i drept, de la 100 la 80 de cărți, având în vedere că n-am citit nici măcar 80 în 2022. Eu zic că totuși este un număr foarte mare. Sunt foarte curioasă voi ce v-ați propus pentru 2023, dacă aveți de gând să citiți un anumit număr de cărți, câte, dacă citiți, ce citiți, sper că citiți. Bine? Așadar, spuneți-mi în comentarii câte cărți vreți să citiți și dacă participați alături de mine la challenge-ul Hai să citim autori români. Români, nu romani. Poate că peste câțiva ani o să facem și un challenge cu Hai să citim autori romani, dar pentru anul acesta am zis să încercăm să citim în fiecare lună a acestui an câte o carte scrisă de un autor român, contemporan, clasic. E la alegerea fiecăruia dintre noi. Așa cum a fost anul trecut cu cărțile clasice, unde am încercat să citim câte o carte clasică în fiecare lună a anului, așa o să facem și anul acesta și așa o să facem și anul viitor și anul viitor și peste 2, 3, 5, 10 ani până vă plictisiți de mine. Înainte să trec la altă, am foarte multe de vorbit. E început de an, vreau să vă povestesc atât de multe. Nu m-ați văzut săptămâna trecută, nu v-am văzut nici eu pe voi. Așadar, haide să recuperăm și să povestim, să vedem ce am mai făcut între timp. Pe lângă challenge-ul cu autorul, hai să vă arăt acum cam ce am eu în bibliotecă și ce îmi propun într-un fel să citesc în acest challenge cu Hai să citim autori români. Dacă mă cunoașteți cât de cât, știți bine că nu prea pot să mă țin de un TBR. Încerc, îmi fac tot timpul, aș vrea să citesc asta, asta și asta, dar îmi dau seama la finalul anului sau la finalul lunii în care mi-am făcut un TBR că nu mă pot ține de el, pentru că eu merg foarte, foarte mult pe instinct, pe ce simt în momentul respectiv și atunci, chiar dacă am zis eu o să citesc nu știu ce carte, dar nu simt, atunci nu o să o fac. Dar pentru challenge-ul Hai să citim autori români, am așa, la alegere în acest an, Matei Vișniec, Sindromul de panică în orașul luminilor. Majoritatea sunt cărți cumpărate de mult timp și asta cumva mă bucură, pentru că poate o să mai șterg de pe TBR cărțile astea. Zaharia Stancu, Desculț. Bine, asta e mai nouă, următoarea, Adrian Schiop, Să ne fie la toți la fel de rău. Mircea Eliade, Domnișoara Cristina, și aici avem și Șarpele, însă Domnișoara Cristina îmi face cu ochiul de ceva timp. Alina Nelega, Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Mihai Duțescu, Bureți de fag. Ioana Pârvulescu, Inocenții, și asta este dintre ultimele cumpărate. El m-a sinucis, Florin Tănasă, o carte primită. Marius Chivu, Vântureasa de plastic, la fel am primit-o cadou. Radu Octavian, Liceul 13. Prețul sângelui, Cătălin Ioniță, am primit-o de cel puțin un an, poate că aproape 2 ani, deja de la Storycraft Publishing. Complicații inutile, de Raluca Irimie, care mi-a și lăsat un mesaj foarte drăguț aici la începutul cărții. Și ce mai aveam? Mai aveam una aici pe care am pierdut-o. Unde ești? Unde ești? Așa. Pentru că n-am apucat să o citesc în challenge-ul cu clasici, am zis că îi mai dau o șansă acum cu autor român, Cela Serghi, Pânza de păianjen.
Bine, toate aceste cărți sunt informative, cumva, în cazul care vă ajută și pe voi să... Vă mai dau câteva idei de ce cărți scrise de autori români o să citesc eu, poate vreți să citiți și voi aceleași cărți ca și mine și atunci am zis să vă arăt acum la începutul anului că poate aveți nevoie și nu știți pe ce să vă cheltuiți bani. Pe lângă challenge-ul cu autori români, anul acesta am văzut pe Bookstagram o idee foarte drăguță care mi-a plăcut la nebunie și am zis să o încerc și eu, în primul rând pentru că îmi place foarte mult să împachetez și am găsit un nou prilej să fac asta. Este vorba de un fel de Advent Calendar cu 12 cărți, câte una în fiecare lună acestui an, însă cărțile sunt împachetate, e un fel de secret book sau blind date with a book, habar n-am cum se numește, dar este o idee foarte drăguță și am zis să o încerc. N-am ales eu cărțile, asta mi se pare foarte interesant. L-am lăsat pe prietenul meu să facă asta, mi-a ales câte o carte pentru fiecare lună. Evident, eu le-am împachetat și a trebuit să-i spun pe asta am citit-o, pe asta nu, să nu-mi aleagă cărți pe care le-am citit deja. Însă după ce le-am împachetat eu frumos, așa arată, el a ales, mi-a zis, uite asta, ianuarie, asta, februarie, cumva... Știindu-mi atât de bine cărțile, după formă, după cum le-am simțit, la unele mi-am dat seama. Cel puțin pentru luna octombrie, unde, din câte vedeți, este una foarte mai grosuță și mai grea. Știu ce este. Așadar, sunt super curioasă să văd cum o să fie pentru mine acest challenge, pentru că până acum mi-am ales tot timpul eu cărțile. Dar o să fiu curioasă dacă o să meargă cumva cu vibe-ul meu ăsta, așa, de fac ce simt acum, nu-mi spui tu mie ce să fac, cam asta e, eu așa citesc, nu-mi spui tu mie ce să fac. Dar mi se pare drăguț să lași pe cineva să-ți aleagă măcar o carte pe lună, sau o carte la nu știu cât timp, sau o carte pe an, și spui cuiva, alegem tu o carte pe care să o citesc anul ăsta, sau luna asta. Așadar... În caz că vă place și vouă ideea, puneți pe cineva să aleagă 12 cărți, ambalați-le, pe urmă puneți-l să vă spună ce lună să scrieți pe fiecare carte în parte și apoi în fiecare lună o să avem o surpriză, o mică surpriză. Dacă vă plac surprizele, zic că merită să încercați Advent Calendarul pentru tot anul. N-a scăpat, mai avem. Acum trecem rapid și la cele mai bune cărți pe care le-am citit eu în 2022. Din cele 56 de cărți citite în 2022, 9 romane au primit din partea mea 5 steluțe din 5. Spun 9 romane pentru că unul dintre ele are 2 volume și să nu... ne încurcăm să spuneți, da, ai 10 cărți, de fapt, nu 9. Probabil că v-ați prins cea mai bună carte pentru mine în 2022, Contele de Monte Cristo, ambele volume excepționale. N-avea rost să pun la finalul vlogului pentru că deja toată lumea știe și n-avea niciun rost să vă mai țin în suspans. Doamne, ce suspans! Așa, mai departe avem Emily Bronte, La răscruce de vânturi, John Steinbeck, La răsărit de Eden, Stephen King, Institutul, Harper Lee, Să ucizi o pasăre cântătoare, Daniel Keyes, Mințile lui Billy Milligan. În 2021 am avut cea mai bună carte citită tot de Daniel Keyes, Flori pentru Algernon. Se pare că și în 2022 am avut una de 5 stele, tot de acest autor. Și trecem la Frederick Bachman, Oamenii anxioși, Apă proaspătă pentru flori și ultima carte din decembrie care a primit 5 steluțe este una de copii, dar atât de bine mi-a prins încă n-am făcut review cărții. Săptămâna viitoare vă așteaptă un book review. Este vorba despre Un băiat numit Crăciun de Matt Haig. O să vă explic săptămâna viitoare de ce i-am dat 5 steluțe. Așadar, acestea au fost cele 9 romane de 5 steluțe pe care le-am citit eu în 2022, evident, din punctul meu de vedere. Mi s-a părut că am început anul darnică și am zis, Doamne, ce an o să fie, o să dau 5 steluțe multor cărți, dar uite că nu s-a întâmplat asta. S-a întâmplat la începutul anului, am dat, da, rating-uri mai mari, dar pe parcursul anului
Am avut luni de zile în care n-am dat 5 steluțe nici dacă îmi dădeai 10.000 de euro. Nu dădeam, domn, nu vreau, uite așa, nu dau. Sunt foarte curioasă dacă participați împreună cu mine la challenge-ul cu autori români și ce cărți scrise de autori români recomandați. Dacă vă place Advent calendarul pentru 2023 cu 12 cărți, una pentru fiecare lună, dacă vă face cu ochiul și dacă o să faceți treaba asta, dacă o faceți neapărat, vă recomand să puneți pe altcineva să vă aleagă cărțile și evident că așteptăm cu toții cu nerăbdare cele mai bune cărți pe care le-ați citit voi în 2022 ca să avem încă o listă cu cărți numai bune de citit în 2023 și să avem pe ce să cheltuim banii. Vă urez un an nou plin de optimism, de pozitivism, de gânduri bune, să dăruim mai mult, să zâmbim mai mult și să ne bucurăm de cărți și în 2023. Vă doresc un an plin de lecturi pe gustul vostru, un an plin de împliniri și spor la citit. Pa!